Chinar, un minut. Mulțumesc. Jean-Claude Juncker, vreau să vă mulțumesc astăzi pentru curajul, viziunea și înțelepciunea discursului dumneavoastră, dar mai ales pentru forța de a vă opune celor care favorizau mai degrabă divizarea și dublele standarde în proiectul Europei cu mai multe viteze. Vă împărtășesc în numele delegației române, în numele grupului meu și în numele țării mele ideile și viziunea și vă asigurăm de tot sprijinul. Dacă ne uităm la discursul dumneavoastră, sunt de acord. În politică externă, securitate, apărare, Europa poate fi un jucător serios, important, doar dacă suntem uniți, dacă vorbim cu o singură voce și dacă există încredere completă între toți membrii. Dacă ne uităm la politica de coeziune, ea este fundamentală pentru punerea în practică a principiului solidarității și a reducerilor disparității și de aceea vă cer și vă rog să acordați atenție continuării acestui instrument fundamental al Uniunii. Uniunea și solidaritatea înseamnă, da, că nu există standarde duble în cazurile de cooperare consolidată, că Schengenul nu poate fi refuzat atunci când sunt condițiile create, că mecanismul de cooperare și verificare nu poate continua dacă nu mai este necesar și dacă și calitatea alimentelor, cum a spus-o, este aceeași pentru toți europenii. Mulțumesc! Thank you.